Echipa FCM Viitorul Reghin a fost învinsă cu 3-0 de CS Independența Baia Mare. Partida s-a disputat în deplasare în data de 26 octombrie. Potrivit antrenorului secund Dorel Pascu, fetele au dominat prima repriză, dar au cedat în partea a doua a jocului. Au suferit înfrângere la Baia Mare. Jucătoarele de la FCM Avântul Reghin au pierdut partida disputată în deplasare la CS Independența Baia Mare în 26 octombrie. Chiar dacă au dominat prima parte a jocului, fetele au cedat în repriza a doua, ceea ce a favorizat jocul gazdelor. Este de părere antrenorul secund al reghinenilor. În prima repriză am reușit să dominăm. Am și avut trei ocazii clare de a înscrie. Două prin Casoni Alina și una prin Andrada Vanu. Iar la pauză am primit golul în minutul 45. După cele trei ocazii ratate, am primit noi golul pe un contraatac de-a lor. Deci la pauză a fost 1-0, urmând în a doua repriză să cedeze fizic fetele și am mai luat încă două goluri, foarte ușor. Eu cred că suntem tot pe locul 4, pentru că cealaltă echipă din Craiova, Victoria Craiova, a stat. Pentru Oltenia Craiova a fost eliminată pentru două neprezentări. Trebuia să vină la noi acum 3 săptămâni la Reghin și nu s-a prezentat și am câștigat meciul cu 3-0, dar le-au exclus afară din campionat. Următoarea confruntare este programată pentru data de 1 noiembrie. Viitorul Reghin va întâlni pe teren propriu echipa Victoria Craiova. Acestea au fost știrile din sport. Sunt Oana Mărginan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine la aceeași oră. La revedere!